Păi imaginile de aseară din parcul Herăstrău, în care apar sute de oameni care nu poartă măști și nu păstrează distanța socială. Medicii spun că ar putea solicita Comitetului Național pentru Situații de Urgență restituirea stării de urgență dacă astfel de situații se repetă. Autoritățile locale anunță controle la terasele din parcuri, iar localul care a găzduit petrecerea din Herăstrău a anunțat că se închide de astăzi. În mod cert, în urma analizelor, așa cum deja a fost comunicat, văzând care va fi tendința numărului de cazuri și a deceselor, Institutul Național de Sănătate Publică, care este și o instituție parte din grupul științific interministerial care este organizat sub Comitetul Național pentru Situații de Urgență, sigur că va aduce în discuție astfel de măsuri. Grupul respectiv, grupul Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în mod cert, având și alte instituții implicate și care sunt inclusiv instituții medicale și nu numai, va analiza garantat după minim 2 săptămâni care este situația și vom vedea ce este de făcut. Aglomerația a început în Herăstrău încă din timpul zilei. Zeci de oameni au făcut picnic pe spațiul verde și au dansat unul lângă celălalt sub privirile neputincioase ale forțelor de ordine. Odată cu lăsarea serii însă, petrecerea s-a dezlănțuit, iar numărul mare de persoane care au luat parte a făcut ca termenul de distanțare socială să nu mai existe. Pe lângă cei care au dansat și au stat pe iarbă fără să poarte măști și să păstreze distanța, au fost și persoane care s-au așezat pe scaunele de pe terase, semn că localurile respective au fost deschise, deși acest lucru nu este încă permis. Abia în jurul orei 23 după ce polițiștii au intervenit, oamenii au început să plece către case. Imaginile cu dezmățul din Herăstrău au ajuns și la autorități. Viceprimarul capitalei Aurelian Bădulescu consideră că vina aparține exclusiv proprietarilor de terase din zonă și spune că primăria capitalei va retrage autorizațiile de funcționare ale localurilor care au greșit. Este atitudinea acestor fericiți ai sorții care de-a lungul, după anul 1990, s-au comportat cum au vrut ei, doar pentru că au dat să mănânce o masă unor procurori sau tot felul de polițiști care le-a permis să aibă acele terase pe salba de lacurile Herăstrăului. Dar vă garantez eu că de mâine acești șpăgari care ne-au disperat cu aceste terase or să aibă un alt regim și alt tratament. Trebuiau să aibă bunul simț, să-și țină vesela și mesele puse deoparte. Dacă un om stătea jos pe iarbă, nu să dea pe sumână cât o cafea și să facă ce au făcut. Asta este. Se consideră niște oameni care au influență asupra autorităților, dar vă garantez eu că nu o să mai aibă de mâine, că le retrag toate autorizațiile. Între timp, localul care a organizat petrecerea a anunțat că se închide de astăzi printr-un mesaj pe o rețea de socializare. Bisericile și-au redeschis porțile, preoții au libertatea să organizeze slujbe în aer liber.